Mulțumesc, frate Liviu. Mulțumim tatălui căci mai putem să ne adunăm. Îi mulțumim tatălui că datorită milei și grijii față de noi am ajuns și acest început de an 2017 și dorim ca noul an în care am intrat să fie unul dintre cei mai robnici ani spirituali ai vieților noastre, pentru că nu știm cum ne vom, dacă peste un an, cum ne vom întâlni, dacă nu se va sfârși lumea. Ne aducem aminte cu mult respect față de cei care erau anul trecut între noi și care nu mai sunt. Mă refer la fratele Ovidiu, un frate deosebit, un frate excepțional de la care mult am putut învăța din caracterul său nobil. Ne aducem aminte de sora Veronica, care noi, și nu știu, poate să nu uit pe cineva, dar pe toți îi purtăm în gândirea noastră cu multă dragoste și credem că Tatăl îi va răsplăti așa cum El știe și cum, după meritul fiecăruia, dar cu o bunătate probabil mai mare decât merităm. De aceea să rămânem credincioși, ascultători, și faptul că trăim timpuri profetice cu niște schimbări atât de rapide și atât de nuanțate ne poate imprima ideea că oricând e posibil să intrăm în acest sfârșit final. Lecția noastră e o lecție interesantă așa, eu zic că e de actualitate pentru noi și am făcut niște meandre prin studiile noastre și prin, mă refer la volume, și prin Biblie și vreau să citesc câteva versete și pe urmă vom vedea care este lecția. Deci Domnul Iisus în Ioan 4 se întâlnește la fântâna lui Iacob, la intrare în cetatea Sihar, cu o femeie. Femeia a venit să scoată apă. După ce scoate apă, zice Domnul Iisus, dăm să beau. Ucenicii erau în cetate după cumpărături de ale mâncării. Și zice femeia, cum, tu, iudeu, îmi ceri mie samariteancă să-ți dau să beau? Pentru că evreii n-aveau nimic cu samaritenii. În sfârșit continuă dialogul și citesc doar de la versetul așa 18. Și răspunzând femeia a zis, n-am soț, i-a zis, bine ai zis că n-ai soț, pentru că 5 bărbați ai avut și acela care l-ai acum nu ți-este soțul tău, aici ai spus adevărul. Dar ce este important? Domnule, i-a zis femeia, văd că ești un proroc. Părinții noștri s-au închinat pe muntele acesta și voi ziceți că în Ierusalim este locul unde trebuie să se închine oamenii. Femeie, i-a zis Iisus, crede-mă că vine ceasul când nu vă veți închina Tatălui nici pe muntele acesta, nici în Ierusalim. Voi vă închinați la ce nu cunoașteți, noi ne închinăm la ce cunoaștem, spune Domnul Iisus, căci mântuirea vine de la iudei. Acesta este titlul lecției noastre, mântuirea vine de la iudei. Dar vine ceasul și acum a și venit când închinătorii adevărați vor adora pe Tatăl în duș și în adevăr, căci Tatăl astfel de adoratori sau închinători caută. Și acum să vedem, care este forța cuvintelor spuse de Domnul Iisus, căci mântuirea vine de la iudei. De ce vine de la iudei? Au iudeii vreo asemenea șansă în fața Tatălui care poate să mântuie? Și încet, încet vom intra în lecție.
Toți creștinii știu că mântuirea vine de la Dumnezeu în primul rând, fiindcă așa a afirmat Domnul în dialogul său cu femeia samariteancă, dialog consemnat, așa cum am arătat în capitolul 4 din Ioan. Acolo spune Domnul: voi, samaritenii, și cu ocazia samaritenilor, știți că samaritenii nu erau evrei. Neamurile, putem să spunem așa, vă închinați la ce nu cunoașteți. Noi, iudeii, pentru că pentru această femeie, Iisus era un simplu iudei, dar de remarcat un singur lucru, că Domnul Iisus nu era îmbrăcat ca un lider oarecare, religios. Astăzi, cât de cât, dacă este cineva un lider al unei denominațiuni sau asta, are o mașină mai deosebită și un număr mai smerit, așa să zic așa, ca să iasă în relief. Și chiar azi dimineața am văzut acolo așa mai multe. Iisus nu era îmbrăcat nici ca suveranul pontif, nici ca patriarhul Constantinopolului, nici măcar ca un simplu paroh în sutană. În jurul său nu strălucea o aură pe care o vedem pe icoane cu sfinți. Era îmbrăcat ca un simplu cetățean iudeu, de aceea, în seara arestării sale, când se lăsa noaptea, garda n-a putut să-l cunoască dintre ucenicii lui decât doar prin sărutul lui Iuda. Deci Iisus i-a spus femeii: noi ne închinăm la ce cunoaștem, căci mântuirea vine de la iudei. Cuvintele lui Iisus au legătură cu profeția patriarhului Iacob din Geneza 49:10, unde scrie că Mesia va veni din seminția lui Iuda. Aceasta o confirmă și cele două evanghelii, Matei și Luca, descrie unde spița neamului Domnului Iisus. Ceea ce probabil nu știu toți este aceea că din sânul acestui popor se nasc două mântuiri. Una pentru fază cerească și una pentru fază pământească. Despre cea cerească toți creștinii au idei apropiate. Știu că a început să fie predicată de Iisus și de apostoli începând din Iudeea, dar despre cea pământească se pare că pe parcursul secolelor s-a pierdut din vedere. Dar după rugăciunea învățată de către Domnul Iisus ucenicilor, noi ne amintim zilnic de ea și poate fără să ne dăm seama, spunem: Tatăl nostru, când zicem că să se facă voia ta precum în cer, așa și pe pământ. Îngerii au cântat despre ea zicând: pace pe pământ între oamenii plăcuți lui. Luca 2:14. Sfânta Scriptură vorbește despre această mântuire pământească de la Geneza până la Apocalipsa, unde scrie: și am auzit un glas tare care ieșea din scaunul de domnie și zicea: iată cortul lui Dumnezeu cu oamenii, El va locui cu ei. Observăm că Dumnezeu prin reprezentanții săi va locui cu oamenii, nu oamenii se vor sui în cer la Dumnezeu. Și ei vor fi poporul lui și Dumnezeu însuși va fi cu ei. El va fi cu adevărat Dumnezeul lor. El va șterge orice lacrimă din ochii lor și moartea nu va mai fi, nu va mai fi nici tânguire, nici țipăt, nici durere, pentru că lucrurile din tâi au trecut. Cel ce ședea pe scaunul de domnie a zis: iată, eu fac toate lucrurile noi, și a adăugat: scrie, fiindcă aceste lucruri sunt vrednice de crezut și adevărate. Am citat Apocalipsa 21, 3, 4 și 5. Această mântuire promisă patriarhului Avram, căruia i s-a spus că va fi tatăl multor neamuri, Romani 4:17, i s-a promis că în el și seminția lui se vor binecuvânta toate popoarele pământului. Scopul lui Dumnezeu nu este ca toate popoarele să fie mântuite la cer, ci pe pământ, pe care nu l-a făcut în zadar, scrie în Isaia 45:18, dar a fost hotărât ca din mijlocul tuturor popoarelor Dumnezeu să-și aleagă un popor care să-i poarte numele, Fapte 15:14, iar în Apocalipsa 5:10 vorbește despre acest popor ca fiind preoți și regii cerești al lui Dumnezeu, care vor împărăți pe pământ cu Hristos în mia sa de ani, Apocalipsa 20:6. Acest popor ales
Domnul Iisus îl numește turmă mică, Luca 12:32. Este ilustrat în făgăduința avramică ca stelele cerului, Geneza 22 cu 17 și ca strălucirea soarelui, Matei 13 cu 43. Iar mântuirea generală a lumii o aseamănă cu nisipul de pe malul mării. Acolo, în Faptele Apostolilor, capitolul 15, de unde am arătat adineori, scrie că după ce va fi ales și mântuit acest popor sfânt dintre toate neamurile și care va avea o moștenire cerească, după cum arată în Evrei 3:1, planul lui Dumnezeu prevede ca mântuirea să se îndrepte către cei ce nu vor moșteni cerul, ci pământul. Și în primul rând evrei pe care apostolul îi numește cortul lui David, și după cum mântuirea se va extinde la toate neamurile, citim. Fapte 15, vorbesc acum de la 14 la 17. Dumnezeu și-a aruncat privirile peste neamuri ca să aleagă din mijlocul lor un popor care să-i poarte numele. După aceea mă voi întoarce și voi ridica din nou cortul lui David din prăbușirea lui. Și în final, pentru ca rămășița de oameni să caute pe Domnul, ca și toate neamurile peste care este chemat numele meu. În deplin acolo cu cele scrise mai sus, apostolul Pavel scrie că după ce va fi aleasă biserica dintre neamuri, Dumnezeu va mântui pe Israel mai întâi, dar nu la mântuire cerească pe care au pierdut-o acum 2000 de ani, ci la cea pământească, dar sub auspiciile noului legământ. Dar mai bine să-l ascultăm pe Pavel ce zice în Romani 11. Fraților, pentru ca să nu vă socotiți singuri înțelepți, nu vreau să nu știți taina aceasta. O parte din Israel a căzut într-o împietrire care va ținea până la intrarea numărului de plin al neamurilor. Unde? În turma mică sau biserică. Și atunci Israelul va fi mântuit. La ce? La faza pământească a împărăției. La fel, prin Isaia zice despre Domnul că Iisus este prea puțin să fii robul meu ca să ridici semințiile lui Iacov și să duci înapoi rămășițele lui Israel. De aceea te pun să fii lumina neamurilor ca să duci mântuirea până la marginile pământului. Isaia 49:6. Despre această mântuire pământească profetul Isaia în capitolul 25, de la versetul 6 la 9, ne spune că Domnul oștirilor pregătește tuturor popoarelor pe muntele acesta un ospăț de bucate gustoase, un ospăț de vinuri vechi, de bucate mezoase, pline de măduvă, de vinuri vechi și limpezite. Și pe muntele acesta înlătură mahrama care acoperă toate popoarele și învelitoarea care înfășoară toate neamurile. Nimicește moartea pe vecie. Domnul Dumnezeu șterge lacrimile de pe toate fețele și îndepărtează de pe tot pământul ocara poporului său. Da, Domnul a vorbit în ziua aceea, de 1000 de ani știm, vor zice, acesta este Domnul în care ne încredeam. Acum să ne veselim și să ne bucurăm în mântuirea Lui. Câtă bucurie va fi atunci! Deci Dumnezeu pregătește ceva foarte bun pentru toate poporele, iar unii creștini spun că un singur popor nu are dreptul la aceste bucate gustoase. Care e acel popor? Israel. Pentru că l-au răstignit pe Hristos. Cu toate că Dumnezeu afirmă clar că și această mântuire pământească va începe tot cu poporul Israel. Noi știm că ordinea învierii. Prima dată este clasa mireasă, da? Turma mică. Pe urmă este turma mare. Iar în fază pământească, primii care vor învia sunt profeții. Sau vrednicii din vechime. După cum știm că cei 12 ucenici ai Domnului, toți au fost evrei, și cred că suntem de acord cu toții, tot așa, toți profeții ce au fost? Tot evrei. Deci de la ei va începe și pe urmă omenirea. Așa. Deci să nu uităm ce a spus Domnul Iisus femeii. Mântuirea vine de la iudei.
Profetul Ieremia scrie că Ierusalimul va fi capitala lumii când se va face voia sa, precum în cer, așa și pe pământ. În vremea aceea, în Ieremia 3:17, citez, Ierusalimul se va numi scaunul de domnie al Domnului. Toate neamurile se vor strânge la Ierusalim în numele Domnului și nu vor mai urma pornirile inimilor lor rele. Profetul Zaharia scrie că dacă unele popoare nu se vor sui să ia instrucțiuni de la Ierusalim, vor avea foarte mult de suferit. Zaharia 14:17. Dacă o să am timp, o să mai citesc la sfârșit, dacă am timp. Zaharia 14, care este atât de bogat ilustrat în descrierea evenimentelor din amplitudinea marelui necaz care va fi și în special spre sfârșitul necazului. Vom vedea că cine nu va veni la Ierusalim și nu se va supune, nu va învăța legile Domnului, nu vor avea binecuvântări, nu va cădea nici ploaie peste țările lor. Și așa că cât de mare și puternic a fost Egiptul, cât de mare și puternici au fost alte țări, încet, încet vor ști să se aplece și să vină la Ierusalim, căci din Sion va ieși legea și din Ierusalim cuvântul. De ce oare de la Ierusalim? De ce toată lumea are în gândul lui și în împotrivirile lor Ierusalimul? Acolo, pe muntele Moria, unde mai târziu a fost construit templu, acolo i s-a cerut lui Avram să îl sacrifice pe Isaac. Acolo unde sângele scumpului nostru mântuitor a atins pământul, acolo s-a jurat Dumnezeu lui Avram că va mântui lumea prin Isus. Prin Isus, căruia Dumnezeu îi se adresează prin Psalmul 110:4, Jehova s-a jurat și nu-i va părea rău. Tu ești preot în veac în felul lui Melchisedec. În baza acelui jurământ făcut lui Avram pe muntele Moria, marele profet Moise promitea poporului său un viitor glorios. Să citim de Deuteronom 4, versetele 30-31. Și după ce ți se vor întâmpla toate aceste lucruri în strâmtorarea ta în zilele de pe urmă, te vei întoarce la Domnul Dumnezeul tău și vei asculta de glasul Lui. Căci Domnul Dumnezeu tău este un Dumnezeu plin de îndurare, care nu te va părăsi și nu te va nimici. El nu va uita legământul pe care l-a încheiat prin jurământ cu părinții tăi. Oare este cineva împotriva acestui plan al lui Dumnezeu? Toată lumea. Toată lumea. Toți dușmanii lui Israel, deși conform profețiilor, acești dușmani, mai târziu, dacă vor vrea să primească mântuirea, tot de la evrei o vor primi, tot de la iudei. Și acești dușmani nu sunt puțini. Evreii de azi spun că singurul lor vecin bun din partea de vest, cu care n-a avut niciun conflict niciodată, este Marea Mediterană. Profețiile spun că înainte de a merge să se închine la Ierusalim, multe popoare vor căuta să șteargă de pe hartă Israelul. Vor căuta să vină, să-i împingă pe toți în mare, cum declară iranienii și alte popoare, chiar și unii dintre turci. Nimic nu este mai actual decât profeția lui Zaharia din capitolul 12:3. Ierusalimul a ajuns să fie azi o piatră grea de încercare pentru toate popoarele, iar dușmanii lui Israel strâng cercul împotriva acestui stat micuț. Iar profetul Ezechiel în 38 și în 39 prezice că Israelul va fi invadat de o mare oștire acum cât de curând. Vreau să vă spun că însăși faptul că mi-am ales acest subiect pentru duminica de astăzi a fost pentru că la începutul săptămânii am auzit două știri foarte controversate. În primul rând, noul președinte american a declarat că în scurt timp mută ambasada americană de la Tel Aviv la Ierusalim.
și s-a produs o revoltă și o mișcare între toate țările arabe, iar inclusiv atacul din Israel, din Ierusalim, au declarat cei care l-au, știți cum i-au omorât cu camionul, 4 persoane sau 4 militari. Împotriva acestei, știu eu, hotărâri de a muta ambasada americană de la Tel Aviv la Ierusalim. Iar a doua știre, tot noul președinte american a declarat că dacă nu pot face pace arabii cu evrei, vin eu cu armata, zice, și fac pace acolo. Și le dau jumate din Ierusalim la arabi, la palestinieni. Oare? Eu înțeleg că ei nu știu, săracii, nu cunosc, nu-s consiliați spiritual de cineva care are competență în materie de profeții ale Israelului. Desigur, cu o minte din asta de mentă poate face, poate realiza. Dar să nu uite niciodată că Ierusalimul este cetatea eternă a păcii. Este un oraș, cel mai vechi oraș din istoria omenirii, la care se cunoaște și primarul, Salemul. Cine a fost împărat al Salemului? Melchisedec. Mai târziu mai amintim ceva. În Ieremia 30:7 prezice la fel că pentru Israel va veni o zi foarte grea. Dar îi se promite salvarea, pentru că în ziua aceea voi căuta să nimicesc toate neamurile care vor veni împotriva Ierusalimului. În Zaharia 12:9. Deci dacă s-ar cunoaște acest capitol, Zaharia 12, 13, 14, eu cred că nu s-ar duce nimeni împotriva Ierusalimului. Am văzut la televizor, mi-a dat telefon cineva să mă uit, vineri, o secvență de vreo 20 de minute, pentru că după ce a început m-a sunat cineva să văd, și am văzut cum s-a desfășurat războiul de 6 zile în Israel. Și cum recunosc mari oameni ai armelor din timpul acela care trăiesc astăzi, nu-și pot explica decât mâna lui Dumnezeu în victoria care o purtată. Dar ce m-a mirat mai mult? Eu am luat interviu, a spus că un general, nu știu cum îl cheamă, că la un moment dat un singur soldat evreu s-a rătăcit și a intrat în zona din Sinai, unde era cantonată armata egipteană, cu tehnică multă, cu tot. Și soldatul evreu s-a oprit în fața unui regiment, a spus că deosebit de înarmat. Și a făcut stânga împrejur și a venit la o parte. L-au urmat toți militarii cu mâinile sus. Și generalul întreabă către cei care i-au adus în Israel: cum ați putut să vă predați voi atâtea, nu știu, sute sau mii de oameni doar în fața unui singur om? Nu, zice, nu a fost un om. Au fost mii de oameni și unii aveau chip de înger. Și astfel că Israelul a mers și a luat toată tehnica militară, tancuri, rachete, tot ce era acolo, fără să plătească nimic. Vrea să spună cineva că acolo nu a fost mâna lui Dumnezeu? Da. Așa va fi și de acum înainte. Însă și el spune, va veni și va lupta din nou. Cum a mai luptat? În aceste împrejurări foarte apăsătoare pentru poporul Israel, acesta adunat din toate țările, care va fi reacția unora dintre ei. Tot Zaharia zice în versetul 10 din 12: abia atunci li se vor deschide ochii și vor vedea pe cine au străpuns. Profeția spune că va fi o căință națională însoțită de rugăciuni, lacrimi, când vor înțelege în sfârșit că disprețuitul nazarinean este regele lor și nu numai lor, al întregii lumi. Profetul Osea în 11 zice: îi voi aduce înapoi în casa lor, îi voi chemea cu funii omenești, dar cu funii de dragoste.
Va fi o mare reformă în Ierusalim și în întreaga țară. Nu politicienii, nici bancherii nu vor mai conduce țara, ci Avram și profeții înviați. Dar sub conducerea cui? Sub conducerea celui care a spus: am fost mort și sunt viu în vecii vecilor. Eu țin cheile morții și ale locuințelor morții. Da? Am citat din Apocalipsa 1:18. Acolo se vor duce toate popoarele și vor zice: haideți să ne suim la muntele casei Domnului, la casa Dumnezeului Iacov, să ne învețe căile lor și să îmblăm pe cărările lui. Căci din Sion, adică din biserica aleasă, dintre toate neamurile, în frunte cu mirele ei ceresc, Iisus, va ieși legea și din Ierusalim cuvântul sau instrucțiunile care vor fi primite și predate pentru întreaga omenire. Vine mântuirea de la iudei. Da, da. Cât de departe este acel timp când în acest oraș al păcii, Ierusalim sau Ierusalaim, în evreiește, și când va fi cu adevărat pace? Timpul este foarte aproape. Este aproape la ușă. Dar înainte se vor întâmpla multe lucruri. Oricând se va întâmpla acesta, numai atunci va fi pace pe pământ și între oameni bună învoire. După cum vedem succesiunea evenimentelor actuale, speranța noastră este că în curând toată lumea va intra într-o era păcii, iar slava, cinstea și pacea va veni peste oricine face binele, dar totuși mai întâi peste iudeu și apoi peste grec. Ei, și acum, cum e starea noastră, adică în veacul evanghelic al creștinătății nominale față de evrei? În cele patru evanghelii observăm modul nemilos cum a fost tratat Fiul lui Dumnezeu de către evrei. Care a fost răsplata lor pentru binele care le-a făcut, pentru vorbele frumoase care le-a dus, ajutor, vindecări, chiar și învieri? A fost disprețuit, așa ca în Isaia 53. Și toate au culminat cu moartea. Noi, neamurile care în fața lor eram catalogați ca și păgâni, ca și câini, văzând starea lor, ne-am încărcat cu o ură față de ei, față de evrei, și de aceea am fost catalogați unii dintre națiunile europene, sau toți, antisemiți. Deci, de ce? Pentru că ei provin din Sem. Da. Dar Israelul era foarte urât de toate popoarele, singur vecin bun, așa cum am arătat, Marea Mediterană. Deci toți creștinii dintre neamuri au căzut într-o eroare în ceea ce privește soarta evreilor în viitor, ca și popor al lui Dumnezeu. Toți și-au pierdut sentimentul de milă al lui Hristos și nu au cercetat cu meticulozitate Biblia, care ne spune că în viitor existența și fericirea tuturor se va revărsa din Ierusalim. Dumnezeu le-a promis în Deuteronom 28:13 că Domnul promite că dacă vor asculta de legile lui, de poruncile lui, te voi face întotdeauna cap și nu coadă. Vei fi totdeauna deasupra și nu de dedesubt. Întotdeauna vei fi în frunte, nu în spate. Ce promisiuni mari le-a făcut. Dar împetrirea inimilor lor n-a deslușit până unde se poate întinde mila lui Dumnezeu asupra evreilor. Ei au fost pedepsiți pentru răstignirea lui Iisus. De aceea, casa lor știm că le-a rămas pustie, Matei 23:38. Tăvălugul care a venit asupra națiunii lor a fost romanii. Romanii le-au dărâmat casa. Și foarte interesant că după 3 secole, romanii, aceștia care le-au demolat casa, devin ca și Cezar,
popoare creștine și conduc lumea țărilor europene aproape, ba, mai bine cu ceva de 1000 de ani. Dar acești așa ziși creștini, conducători sau cezari creștini s-au purtat foarte urât cu evrei. Cu toate că ei zic că își trăjeau învățăturile lor despre Dumnezeu și despre Domnul Iisus din Biblie, Biblie care le-a fost dată de către Dumnezeu doar evreilor, adică prin ei avem și noi Biblia. Deci cuvintele Domnului Iisus găsite în Noul Testament s-au purtat în mod barbar față de evrei. Gândiți-vă la cele 6 milioane de evrei exterminați în Holocaust. Dacă ne gândim la Noaptea de Cristal, unde magazinele evreilor în Franța, în Belgia și în Germania distruse, ei omorâți, incendiat tot ce aveau, expulzări, omorât. Ce fel de creștini au fost aceștia? Așa învață creștinismul lăsat de către Domnul Iisus? Nu, nu nimic. Dar vedem că lumea una zice și alta face, pentru că nu înțelege planul lui Dumnezeu cu ei. Și acum câteva cuvinte. Așa cum am arătat, problema Ierusalimului este o piatră de încercare a lăsat-o însăși Dumnezeu pentru toate neamurile. O piatră de încercare care să vadă toată lumea de ce este încercare pentru ei. În primul rând, evreii doresc Ierusalimul ca și capitală istorică și contemporană a lor. Și lor le-a fost dat de către însuși Dumnezeu și țara și Ierusalimul. Nimeni nu poate contesta acest lucru. Dar uitați că popoarele din acest veac și din veacurile trecute nu recunosc acest lucru. Sub nicio formă. Pe urmă, musulmanii doresc Ierusalimul ca și loc sfânt al lor. Pe urmă, catolicii doresc Ierusalimul ca oraș internațional pentru a fi vizitat fără restricții. Din contră, Sfântul Scaun să-și facă o reședință și în Ierusalim, pentru că industria turismului, fiind extraordinar de dezvoltată și de profitabilă, aduce bani în mod serios. Protestanții doresc Ierusalimul pentru a determina a doua venire a lui Hristos. Ortodoxii ruși doresc Ierusalimul ca centru de control al Orientului Mijlociu. Dar nu numai ca Orientului, a bogățiilor care sunt acolo, și-au declarat că dacă lor li se dă o parte din Ierusalim, Via Dolorosa și alte căi de acolo le plachează toate cu aur. Da. Dar Israelul va fi învângător, deoarece Ierusalimul a fost promis de Dumnezeu ca moștenire poporului evreu, Ieremia 3:17. Evreii au început să se întoarcă în țara promisă, în conformitate cu planul lui Dumnezeu ce progresează. Acesta este motivul readunării evreilor în Israel. El va da semnalul începutului împărăției lui Dumnezeu pe pământ. Bătălia pentru Ierusalim e doar o piatră de hotar către această viziune finală. Iată evenimentele care definesc o emoționantă viziune a ceea ce se va întâmpla. Întoarcerea invizibilă a lui Iisus pe pământ pentru a face mai multe schimbări, nu numai în Israel. Aceasta a și început deja. Întoarcerea lui este pentru a completa membrii clasei împărățești, biserica, și misiunea acestei biserici este să unească lumea sub Hristos. Deci ați remarcat că am spus prezența invizibilă a lui Hristos. Desigur că acum poate o să vină cineva. Unde ai văzut un efect al prezenței lui Iisus pe pământ? Iisus nu vine ca să stârnească admirația cuiva sau să facă niște lucrări deosebite ca să mire lumea cineva, că uite, aici s-a
nu a fost nimic și peste noapte s-a întâmplat ceva. Nu, nu. El guvernează în cer împreună cu cei care sunt deja la dreapta lui și la fel cum o casă în construcție are un proiect și acest proiect de construcție are diferite etape și faze. Se duce la îndeplinire exact ca și construcția unei case. Mai întâi definești perimetrul unde se va construi cu săpături, fiecare fază și are așa. Așa și în fața Tatălui instaurarea împărăției lui Dumnezeu pe pământ își are fazele ei. Și să știm o treabă, Dumnezeu nu întârzie cu nimic, nici Domnul Iisus în lucrările, în calendarul său. Așa. Readunarea evreilor va determina restaurarea Israelului ca națiune centrală în afacerile lumii. Ierusalimul va deveni nu numai centru politic al Domniei lui Hristos pe pământ, ci și sediul religios. Aceasta va semnala întoarcerea vrednicilor în viață, deci părinții Israelului, care au fost servitorii credincioși din trecut. Învierea tuturor oamenilor care au murit va începe ulterior. Întoarcerea la viață pe pământ a tuturor oamenilor va fi cea mai mare minune din istoria omenirii. Reunirea familiilor acelui iubit va fi tare înduioșătoare. Nu va mai exista în final nici moarte, pentru că moartea va fi înghițită de victorie, de biruință. 1 Corinteni 15 cu 54. Binecuvântările promise tuturor familiilor pământului vor înflori pe tot cuprinsul lumii. Va fi o împărăție cu o siguranță economică totală în care se va trăi fără frică de pierdere. Pacea și armonia vor predomina printre oameni și animale, fără perspectiva vreunui război. Dacă împărăția lui Dumnezeu este atât de captivantă și de minunată, de ce pare să întârzie atât de mult? Iisus a propovăduit împărăția acum 2000 de ani și încă nu s-a realizat. Biblia evidențiază 5 motive pentru aparenta amânare. Mai întâi, Israelul trebuie să fie pe deplin readunat pentru cei care doresc să imigreze. Noi știm că Dumnezeu când i-a spus atât lui Moise, dar în special lui Iosua, să intre în țara promisă, știți între ce hotare i-a spus să-și ia țara? Între râul mare, care e râul mare? Și din coace? Da? Inclusiv și Sinaiul. Și Sinaiul. O profeție care o vedem că este în curs de îndeplinire, noi știm că în Isaia 17:1 este dat acolo așa că Damascul va fi o ruină. Este o ruină Damascul. Am înțeles că nicio clădire nu e mai bună pe acolo. Tot e praf și pulbere, tot e culcat la pământ. Dar mai spune ceva. Voi pune un duh între egipteni de ură și omor, între frate și frate, între neamuri, între prieteni și între toți. Mă refer egipteni, lumea, eu mă refer doar la lumea arabă și apariția Daesului sau Isisului. Cum luptă ei cu cruzine, că s-arab toți, unii împotriva altora. Se omoară cu o înverșunare atât de diabolică și demonică de nou. Le vedem împlinindu-se acestea. Da, ori de câte ori deschizi un radio sau un televizor, auzi și vezi aceste lucruri. Pe urmă, pământul trebuie să fie populat în întregime pentru a îndeplini scopul intenționat de Dumnezeu. În al treilea rând, omul trebuie să aibă experiență desăvârșită cu păcatul și cu urmările și cu gravitatea lui. În al patrulea rând, clasa bisericii trebuie să-și încheie dezvoltarea ei spirituală. Pe urmă, vechile civilizații și valorile învechite trebuie îndepărtate de pe pământ. Iată câteva aspecte legate de fazele incipiente, premergătoare instaurării împărăției și pe pământ. Și încă câteva cuminte, că aș vrea să termin repede, să las loc pentru întrebări mai multe.
Da, exact, să citesc totuși din Zaharia 14 și mă rezum la atât. Iată, vine ziua Domnului când prăzile tale vor fi împărțite în mijlocul tău. Și voi strânge toate popoarele să lupte împotriva Ierusalimului. Cetatea va fi luată, casele vor fi jefuite, femeile batjocorite, jumate din cetate va merge în captivitate, dar rămășița poporului nu va fi luată din cetate. Și Domnul se va arăta și va lupta împotriva acestor popoare, cum s-a luptat în ziua bătăliei. Vreau să vă spun că în Isaia 54 spune că voi face fără putere orice armă care va fi îndreptată împotriva ta. Deci să nu ne mirăm că vor fi cantonate mii de tancuri, avioane, rachete. Dumnezeu le va face toate fără putere. Și e normal să fie duse acolo atâta tehnică grea. De ce? Va fi nevoie de fier pentru tractorașe, pentru unelte agricole, pentru că din armele care vor fi adunate se vor face aceste unelte agricole. Da. Încă două, trei, citesc de la versetul 9. Și Domnul va fi împărat peste tot pământul, în ziua aceea va fi un singur domn și un singur nume. Toată țara va ajunge ca șesul Iordanului, de la Geba până la Rimon, de la mează zi de Ierusalim, și iar Ierusalimul va fi înălțat și va rămâne liniștit în locul lui. De la poarta lui Beneanim până la locul porții din tâi, până la poarta unghiului și de la turnul lui Hananel până la teascurile împăratului. Ei vor locui și el nu va mai fi nici un blestem în el. Ierusalimul va locui în siguranță. Dar iată nenorocirea cu care Domnul va lovi pe popoarele care se vor lupta împotriva Ierusalimului. Ascultăm cu multă grijă. Le va putrezi carnea stând încă în picioare, le va putrezi ochii în orbitele lor și le va putrezi limba în gură. În ziua aceea Domnul va trimite o mare învălmășeală printre ei, unul va apuca mâna aproape lui său și vor ridica mâna unii asupra altora. Iuda va lupta și el în Ierusalim și vor strânge bogățiile tuturor popoarelor din jur, aur, argint și haine foarte multe. Aceeași nenorocire va lovi și caii, catârii, cămilele, măgarii și toate vitele care vor fi în taberele acelea. Toți cei care vor mai rămâne din toate popoarele venite împotriva Ierusalimului se vor sui în fiecare an să se închine înaintea împăratului, Domnului oștirilor și să țină sărbătoarea corturilor. Dacă unele din familiile pământului nu se vor sui la Ierusalim ca să se închine înaintea împăratului, Domnului oștirilor, nu va cădea ploaie peste ele. Și citesc ultimul verset, că timpul mă expiră. Orice oală din Ierusalim și din Iuda va fi sfințită Domnului oștirilor, toți cei care vor aduce jertfe vor veni și vor lua din ele ca să-și fiarbă carnea, și nu vor mai fi cananiți în casa Domnului oștirilor în ziua aceea. Ce sunt cananiții? Cei care i-au suprit, cei păgânii. Așa. În final, oare dacă femeia samariteancă n-a înțeles că mântuirea vine de la iudei, argumentele solide aduse ne face să ne întărim credința 100% că mântuirea vine de la ei. Tatăl să-i binecuvânteze și pe evrei, dar și pe noi. Amin.